Mi-a spus, băi, vino să-l asculți pe unul. Am venit și eram în anul întâi la facultate, făcusem filme de-astea așa cu succes la public și... Păi ce zis, lumea și acum te strigă ascult... Ionică pe stradă, stai liniștit. Aoleu, sper să nu mă pui să cânt Doamne, an de liceu pe aici. Da, văd că ne jignim între noi și zici și... M-a pus să-l ascult pe, cineva care recita. Eu care eram în anul întâi, atunci eram extrem de specialist în teatru și... Și personalitate puternică. Am zis îngrozitor, cine e ăsta? Și el mi-a zis, ăsta e George Vraca și... A, bine, George Vraca era aia, era un spectacol. Era un... Era o incantație ce exact, de recitat. Exact, dar mie mi se părea că era depășit pe vremea aia. Zice, ce-ai, îngrozitor? Ăsta, bă, îngrozitor. Zice, și te-a bătut. Și mi-a spus atunci, zice, bă, bine că n-a rămas nimic înregistrat cu mine, că peste 20 de ani o să vină un puș ca tine și o să zică, cine e ăsta, bă? George Constantin.